Un accident care putea avea urmări dintre cele mai dramatice s-a produs în sorii zilei de 8 iulie pe drumul european 85 în localitatea buzoiană Poșta Călnău. Reporterul nostru aflat la fața locului ne-a transmis detaliile accidentului. Un șofer din Suceava care transporta o limuzină Mercedes și o dubă de marfă către clienții din București s-a răsturnat chiar în fața postului de poliție din localitate. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale primăriei. Se observă cum ansamblul de vehicule părăsește carosabilul, intră în coliziune cu un podeț, iar mașinile de pe platformă se răstoarnă. Șoferul ar fi adormit la volanul mașinii. Alături de acesta în mașină se afla și soția, care din fericire a scăpat doar cu zgârieturi. În momentul impactului, cabina mașinii s-a rupt și a zburat câțiva metri până în fața unui magazin. Având în vedere cele petrecute, reprezentanții poliției rutiere transmit către conducătorii auto un apel. Atenție, nu urcați obosiți la volan. Sperăm că imaginile să fie mai convingătoare decât îndemnul nostru. Yeah.